Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Elena Parapiru, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este domnul Florin Pescaru, consilier al președintelui Camerei Deputaților și vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Bine ați revenit alături de noi, domnule Pescaru! Săptămâna bună seara! O săptămână agitată și săptămâna aceasta și o săptămână în care se pune din ce în ce mai atent problema suspendării președintelui Iohannis. Nu știu dacă toate lucrurile sunt văzute la fel de ambele părți ale alianței PSD-ALDE. Eu spun că a fost o săptămână foarte bună, a fost o săptămână în care s-au votat legi importante pentru România și dacă vreți o să dezvoltăm acest subiect, dar pentru că m-ați întrebat de suspendarea președintelui Iohannis. Dom'le, în momentul în care, eu nu vreau să fiu războinic, sunt un om echilibrat, dar în momentul în care Curtea Constituțională spune tuturor, inclusiv președintelui României, că trebuie suspendat cineva sau trebuie aplicat o hotărâre a Curții sau a Parlamentului, atunci are dreptate. Peste tot în lumea asta, hotărârile Curții Constituționale sunt executorii, fără condiții, fără absolut nimic. Este și recomandarea Comisiei de la Veneția. Da, asta e bomboana după tort, dacă vreți, în momentul în care toată lumea spunea, nu mai erau argumente ca să sprijine pe președinte care amâna și citea tot timpul argumentele care erau în favoarea. Așa, a venit la un moment dat și a spus, domnule, stai puțin că nu mai ai argumente. Hai să vedem ce spune Comisia de la Veneția, nu cumva să spuneți înainte. Nu, că a venit și hotărârea Comisiei de la Veneția care a spus foarte clar, citez, deciziile Curții Constituționale sunt obligator aplicabile. Clar, fără discuție. Sigur că în momentul în care vezi că președintele nu mai este președinte, că asta este. La început, domnule, poți să spui, exagerează PSD-ul, exagerează ALDE, nu sunt de acord, dacă vreți, și minoritățile, UDMR-ul sau alte minorități, dar când vezi că face numai lucruri rele, uitați-vă că am fost noi, ca și partid, am fost contestat, guvernul a fost contestat, dar pensiile au crescut, salariile au crescut. De ce spun mereu lucrul ăsta? Acum, la începutul lunii, au crescut pensiile, o parte din pensii. În momentul în care vezi că PSD-ul cu bunele și cu relele pe care le face stă bine în sondaj făcut către pătura de jos sau oamenilor după stradă care cunosc realitatea, în momentul în care se lovește tot felul de probleme, în momentul în care vezi că stăm bine, înseamnă că nu am fi noi chiar așa de tâmpiți să facem numai probleme țării ăștia, înseamnă că facem și lucruri bune. Ei, în momentul în care vezi că președintele se așează curmeziș, știți că până acum n-am prea comentat pozițiile luate la adresa președintelui. Dar nu mai poți. În momentul în care vezi că președintele e contra românilor care l-au ales, atunci sigur că te gândești, dom'le, ce mai caută el acolo. Este ședință de coaliție luni și se va hotărâ dacă se mai așteaptă președinte, dacă îi se mai dau circunstanțe atenuante sau să trece la procedurile de suspendare. Sigur, este un proces anevoios. Nu ne dorim acest lucru. Nu e bine să vadă Europa... Dar nu cumva își dorește președintele acest lucru? Ajungem și aici. Nu e bine să suspensi președintele, pentru că nu e bine să te vadă țările din jur, dacă vrei, partenerii politici, partenerii potențiali, partenerii economici, care vor stabilitate în România, nu e bine să vadă că te joci așa cu președinte, azi e președinte, nu e președinte. Dar se pare, și aici vă dau dreptate, că inclusiv președintele României, domnul Iohannis, vrea să fie suspendat. De ce? E în cădere, uite așa e. Din cădere de formă. Adică nu mai sunt acei oameni care vorbeau, care îl votau și îl mai votează. Acei oameni care vorbeau de bine de președinte și acum nu mai vorbesc de bine. Oameni care sperau un președinte și acum nu mai și nu să funcționeze mai departe lecția Băsescu? Este posibil din experiență, nu spun din fericire sau din păcate, e posibil să funcționeze acea lecție Băsescu. Din ce în ce mai mult cred, pe măsură ce trec zilele și îmi dau seama de poziționarea președintelui Iohannis, și aici mă refer și la imediat ieșirea lui după votarea codului penal, cred că domnia așa dorește să fie suspendat pentru a crește, pentru că nu mai are să o ducă mai jos. El trebuie, în momentul ăsta, trebuie să facă ceva ca să crească în sondaj. Și atunci o să facă Partidul Social Democrat mișcarea aceasta în favoarea președintelui? Până la urmă? Încă o dată. Deci, deocamdată, Partidul Social Democrat nu... E adevărat că fiecare partid din a doua zi după alegeri este în campanie electorală pentru următoarele alegeri, dar noi urmărim acum să avem o guvernare bună, pentru că ceea ce am făcut până acum s-a demonstrat că e lucru bun. Ce spuneam mai înainte de locația noastră, dacă vreți, între ghilimele, în sondaje, undeva la peste 43-44%. Noi nu ne dorim lucrul ăsta, dar în momentul în care președintele sau cineva blochează bunul mers al țării, sigur că atunci faci în așa fel încât acea piedică în calea dezvoltării să nu mai existe. Și atunci se ajunge, din păcate, și la suspendarea președintelui. Încă o dată, nu ne dorim, și vă spun în cunoștință de cauză, nu ne dorim suspendarea președintelui, dar în momentul în care tot te opui, uitați-vă, codul penal. S-a votat codul penal în Parlament. Corect. Bun.
Au fost voci. A fost respectată procedura parlamentară, nu a mai fost aprobat peste noapte prin asumare de către guvern, ca în guvernele anterioare, Cioloș și Boc. E mult de discutat aici. La un moment dat s-a spus așa. Deci a ieșit Liviu Dragnea și a spus, domnule, dacă nu rezolvăm, o facem prin ordonanță de urgență și a terminat povestea. Toată lumea a spus, Dragnea vrea să scape de ce probleme are el. S-a adunat coaliția, s-au adunat cei doi, Tăriceanu și cu Dragnea, și au spus, domnule, am asistat la discuția asta, nu numai eu, mulți colegi. Nu e bine, hai să o facem prin asumarea răspunderii, adică vine premierul în Parlament și asumă răspunderea, sau prin procedurile parlamentare. Hai să le facem în proceduri parlamentare, deși o să dureze. Perfect, am făcut prin proceduri parlamentare, transparent. Am văzut, am participat la ședințele, parte din ședințele Comisiei Iordache. USR-ul și PNL-ul țipau, nu e bine ce faci, dar nu erau în sală, îi țipau numai pe hol. Păi bă, tată, dacă ești membru al acelei comisii, calitatea ta de parlamentar al comisiei te obligă să fii prezent acolo. Și Victor Ponta a spus că el n-a fost anunțat că o să se țină cu o zi mai devreme votul pentru codul penal și de asta n-a putut să fie prezent. Dar cumva domnul Victor Ponta, tot respectul pentru ceea ce a făcut, a fost colegul meu, nu-mi place ce face în ultimii 2 ani de zile, dar pentru ce a făcut înainte, tot respectul, dar nu cumva ești parlamentar ca să vii la serviciu? Și mă, doamne, trebuie să vii luni, marți și miercuri la serviciu, atât. Din punct de vedere financiar, stai foarte bine, mult deasupra tuturor și vă spun, admir lucrul ăsta. Ești parlamentar al României, meriți lucrul ăla, dar respectă statutul și vină la serviciu. Asta e cel mai important lucru. Nu poți să spui, dacă știam, veneam, dar nu cumva vii numai când îți convine, nu trebuie să vii mereu la serviciu, nu trebuie să fii prezent în plen, nu trebuie să vii la comisii, nu trebuie să faci lucrurile pentru care ai fost ales acolo, că de aia te-au trimis oamenii. Revenind la domnul Iohannis, sigur că nu ne dorim acest lucru, dar nu ne putem pune în calea, dacă vreți, dezvoltării României. Nu vedeți că imediat după codul penal, după ce s-a votat codul penal, ceea ce spunea dumneavoastră mai devreme, a ieșit cu o declarație. A ieșit cu o declarație, cred că dânsul n-a citit răspunsul, mi se pare că răspunsul Comisiei de la Veneția a venit după declarațiile dânsului. Dacă a venit după declarație, așa este, ar trebui să iasă din nou să-și ceară scuze. Nu-l văd eu pe președinte făcând lucrul ăsta. Dar eu vă spun în felul următor, toată lumea, aici lumea în stradă, a țipat, codul nu e bun, e contra pușcăriașilor, e... Ei, s-a făcut o statistică, s-a vorbit cu foarte multe ambasade. Și vă dau un exemplu aici foarte concret, îmi pare rău că vorbesc mult, dar trebuie telespectatorii să știe lucrul ăsta. Am făcut parte din comisia care a făcut o adresă către premierul Olandei, prin care i s-a spus, domnule premier, ați fost între cei 11 sau 13 state care prin ambasadorii lor au făcut o scrisoare de protest că nu e bine ce se întâmplă în România cu codul penal. Corect. Vă mulțumim pentru corespondența pe care ați purtat-o cu statul român. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință care, punctual, care din punctele codului penal, legii de modificare a codului penal, nu vă convin și care nu sunt în concordanță cu legislația europeană. Răspunsul a fost sec și este public. Nu am elementele necesare pentru a da un răspuns. Să poate așa. Așadar, ambasadorul a acționat de capul lui, cum ar veni. La comandă. Cineva i-a spus, hai să fac eu hârtiuța asta, ajută-mă și tu să fim mai mulți. Și am semnat ca primarul. Adică, da, clar. Uitați-vă că sunt ambasade. Este un lucru extrem de grav. E grav, dar se întâmplă în România. Uitați-vă că sunt... Dom'le, lumea s-a învățat ca România, trebuie să înțelegem lucrul ăsta. S-a învățat ca România să fie capul plecat, poziția ghiocelului. E, uite că nu mai avem. Lumea ar trebui să vadă, telespectatorii ar trebui și sunt convins că văd lucrul ăsta. Sunt interese economice extrem de mari. La Buzău s-a găsit o pânză, o pernă de gaz natural, nu știu câtă lume știe lucrul ăsta, dar se va afla, de vreo 30 de miliarde de metri cubi de gaze. Ceea ce înseamnă, când este pe terestru, este mult mai ieftin de explorat și după aia de exploatat decât în mare. Această cantitate asta de gaze naturale reprezintă 2/3 din toate, nu știu cum se numesc, bazinele alea pe care le avem pe litoralul românesc al Mării Negre, există câmpuri, 6 câmpuri, de unde se extrag, sunt diferite companii străine care extrag gaz natural de acolo. Sigur că în momentul în care a apărut acolo, vii și spui, fă legea rezervenței repede, fă legea offshore-ului repede, în așa fel încât eu să nu-ți dau bani. Vine statul român, din păcate pentru ei, reprezentat de Dăncilă, reprezentat de președintele partidului de guvernământ Dragnea, reprezentat de miniștri de resort care spun, stai tată, că nu e normal așa. Noi cumpărăm la ora actuală, datorită unor contracte făcute în 2016 de domnul Cioloș, gaz de la Gazprom printr-o companie din Austria. Dăm cei mai mulți bani pentru metru cub sau 1000 de metri cub de gaze din Europa. Și atunci... Noi avem gazele astea aici și le spunem celor care exploatează, domnule, stai puțin, tu exploatezi, dar pe legea offshore-ului eu vreau să-mi dai mie gaze, nu le dai în altă parte și le cumpăr din Austria. Nu, tată, mi le dai mie în România la prețuri mai mici.
Pentru că e aiurea, ce spune cel care m-a ales pe mine și românul în general, cum adică eu am gaze naturale în România și o plătesc mai mult decât plătesc bulgarii, ungurii sau ungurii n-au gaze deloc și plătesc mai puțin decât noi. Nu se poate lucrul ăsta. Și atunci, ca să te oblige să negociezi, vine și îți face scrisoarea acelor ambasadori. E, noi n-am rezistat, noi n-am plecat capul, am rezistat și le-am spus, mergem în continuare cu codul, cu legea de modificare a codului penal. Vreau să vă spun că acum nu o să mai auziți pe nimeni critică decât voci răspirate. De ce? Din 27 de țări din Uniunea Europeană, 3 au legislația codului penal care a fost până ieri valabil în România. Celelalte 24 au exact cu foarte mici modificări codul penal care s-a votat alaltăieri în Parlament. Vedeți? Eu înțeleg că sunt niște jocuri de natură economică, diplomatică, care pe care, dar în momentul în care faci niște lucruri bune pentru om, uitați-vă la proteste. Ieșim în stradă cu milionul, îi rupem, ce le facem? Lumea din ce în ce mai... Pentru că noi am început să explicăm oamenilor despre ce e vorba. Vă spuneam într-o emisiune anterioară că sunt puțin dezamăgit de colegii mei care sunt purtători de opinii, dacă vreți, și ies la postul de televiziune și nu explică. Trebuie explicat oamenilor, pentru că omul vede ceva la televizor. Și atunci spune, bă, o fi așa, aia de la televiziune, reporterii, moderatorii, știu despre ce e vorba. Noi trebuie să ieșim și să explicăm și să le spunem adevărul. Și uite că adevărul iese la iveală. Și sunt convins că lumea ne ascultă pe noi și încep să creadă ceea ce le spunem, pentru că dacă noi i-am mințit, vin alegerile peste 2 ani de zile. Și am avea un... Dar uitați-vă la rezultatele din sondaje. Deci oamenii au început să creadă. Problema este undeva tot la noi. Trebuie să ieșim pe postul de televiziune, în radio, în ziare, în presa scrisă și le explicăm oamenilor. Pentru că ceea ce facem, facem lucruri bune. Până acum, vă dau un exemplu și cu asta închis. Scuzați-mă că vorbesc așa de mult, dar m-ați invitat. Vă rog. Se spunea până acum, domnule, nu știu ce firmă a furat, nu știu cât a cocoș a furat și Elena Udrea, de ce nu luăm banii de la ei? Păi asta am făcut prin nou cod penal, prin modificarea codului penal. Cel care a furat 2 milioane de lei, îți dau pedeapsă, poți să-ți micșorezi pedeapsa privatoare de libertate, cu condiția ca tu să-mi dai bani înapoi. Și orice om, în loc să stea 8 ani în pușcărie, dacă stă numai 4 ani și cu reducerea 2 ani de zile, e de acord să-ți dea niște bani. Deci obligă să recuperăm bani. Toată lumea țipa, nu recuperăm, nu avem bani. Noi asta am făcut acum, recuperarea prejudiciului. Bine, cu amenzile respective. Comisioane se numesc. Acum noi facem lucrul ăsta, începem să recuperăm bani și nu-i bine. Deci nu vedeți că lumea e, păi, ori recuperăm, ori nu-i recuperăm. Una peste alta, stimați spectatori, codul este foarte bun. Am făcut un lucru bun pentru țară și să vă dovedi lucrul ăsta. Iar numărul din ce în ce mai mic de protestatari, inclusiv aici la Galați, dovedește că ceea ce am făcut e un lucru bun. Iar președintele Iohannis tot nu poate fi convins. El a spus că va uza de toate prerogativele sale și că va trimite actualul cod de procedură penală la Curtea Constituțională a României. Vreau să vă mai întreb doar dacă există într-adevăr acord la nivelul coaliției privind poziția vis-a-vis de suspendarea președintelui Iohannis. Dacă domnii Tăriceanu și Dragnea împărtășesc același punct de vedere. Prima parte a întrebării. Aici, domnule, sunt niște exerciții democratice. Orice lege care merge spre promulgare poate fi întoarsă, adică poate fi întoarsă de către președinte. Domnule, președintele nu-i convine o chestie legislativă. Argumentează și trimite înapoi în Parlament. Parlamentul legiferă ținând cont de modificările președintelor sau eu dă înapoi președintelui. Partidele, orice partid membru al Parlamentului are dreptul să facă contestații la o lege. Dom'le, mie nu-mi place legea aia. Motivez și trimit la Curtea Constituțională. Sigur că sunt niște exerciții democratice aici, n-avem ce să facem. De niciodată unde? Domnul Iohannis a ajuns să vorbească despre dictatura majorității. Bine, este un concept absolut personal din partea dumneavoastră. Bine, domnul Iohannis poate ar trebui să vorbească despre majoritatea ca și entitate care trebuie respectată, că de-aia sunt alegeri. De-aia facem alegeri. Logic. De-aia spune în toată lumea se fac alegeri. Da. Pentru că este forma de exprimare a democrației. Spuneam odată eu în rațiu ce înseamnă democrația. Asta facem noi acum. Adică ceva de genul, domnule, e frumoasă clipa în momentul în care eu sunt de acord cu tine să mă contrazici pe mine. Deci are voie fiecare să vorbească, să spune ce vrea, dar asta nu înseamnă că trebuie să spui apropo de dictatură. Tot în codul penal era chestia asta. Domnule, ești un condamnat. Domnule, acolo se modifică o chestie foarte simplă. Până când o persoană nu este condamnată prin hotărâri judecătorească definitivă, n-ai voie să-l mai faci în toate felul, pentru că există prezumția de nevinovăție. Lumea își spune, a modificat codul penal, l-a modificat așa cum trebuie. Nu spui despre unul că e pușcăriaș atâta timp cât nu știi dacă e sau nu e.
Pentru că reclamație poate să facă oricine, o sesizare poate să facă oricine. O fi greșit și ăla, dar hai să vedem că e vinovat. Cine stabilește chestia Suntem asta? Suntem sătui de telejustiție. Așa, deci m-ați întrebat de Iohannis. Deci sunt niște exerciții democratice, sunt la îndemâna lor, normal că noi ne așteptam să le facă. E păcat că va intra în vigoare codul penal mult mai târziu și sunt oameni care suferă după urma acestui lucru. Președinții de Consiliu Județene, nu vedeți că investițiile, zici, avem bani, vrem să facem, dar după o contestație nu poți să... Eu dacă aș contesta, ar trebui să argumentez foarte clar de ce am contestat o lucrare și dacă n-are dreptate contestația mea, ar trebui să plătesc. Și astea vrem să le modificăm în codul administrativ. Nu vedeți că și președinții de consilii județeni și primarii sunt optimiști. Dom'le, pot să lucrez, pot să fac treaba. Se scurtează timpii. Sigur că se scurtează timpii, să măresc investițiile. Nu vedeți că Uniunea Europeană spune, măi, oameni buni, accesați fondurile care vi le dăm. Nu e din lipsă de proiecte. Este din această tergiversare și din frica omului de a semna. Pentru că indiferent ce faci, te trezești cu duba, că te ia. Noi încercăm să rezolvăm această problemă. Legat de coaliție, nu sunt ultimatumuri date de Dragnea sau de Tăriceanu. Nu. Presa, nu e normal. Asta nu vă supărați pe mine, dar presa îi trebuie audiență. Ca să ai audiență, trebuie să-mi dai știri de asta, nu vedeți, exploziv, nemaipomenit, întoi un obții. Au existat niște declarații din partea președintelui Senatului, domnul Tăriceanu, că dumnealui nu este de acord cu suspendarea președintelui Iohannis. Da, dar întotdeauna spunea în felul următor. Ce părere aveți despre... Și el spune, domnule, eu nu cred că este bine ca președinte să fie suspendat. Vom discuta în coaliție. Așa este. Dragnea. Domnule, având în vedere ce se întâmplă acolo, punctul meu de vedere este că ar fi bine să-l suspendăm, sau nu putem să aștept. Vom discuta în coaliție. Vreau să vă spun că de când există această coaliție, absolut toate, 100% din decizii s-au luat prin consens. La fel s-a întâmplat și luni. Luni e posibil să spunem, trecem la suspendarea președintelui, până luni s-ar putea președintele să facă acea demisie pe care este obligat să o facă, în urma deciziei Curții Constituționale, sau s-ar putea să existe și varianta, domnule, mai așteptăm încă o săptămână. Sunt jocuri politice, sunt declarații care se fac în orice democrație. Iar noi suntem o democrație în România, mă refer, din ce în ce mai consolidată. Și sigur că jocul politic cunoaște noi valențe. Vicepremierul Viorel Ștefan s-a referit la problema proiectului conductei BRUA. Bulgaria, România, Ungaria, Austria ar putea să fie unite pe această conductă de gaze și care ar trebui să respecte proiectul, traseul inițial aprobat prin finanțare de Comisia Europeană. La ce se referă acest proiect? Dom'le, BRUA, așa cum spunea dumneavoastră, este o conductă care pleacă din Bulgaria, ajunge până în Austria, Bulgaria, România, Ungaria, Austria, care normal trebuie să ducă gazul din Marea Neagră, care se va extrage din Marea Neagră, către punctul final Austria, având în vedere că unul dintre cei care au forat în Marea Neagră și care au explorat până acum este OMV-ul. În momentul în care Uniunea Europeană îți aprobă o finanțare, ți-o aprobă pentru un lucru. Eu aprob finanțare ca să cumpăr 7 becuri de un anumit fel. Dacă eu cumpăr altfel de becuri, Uniunea Europeană nu mai îmi dă banii ăștia. La fel și aici, dacă schimb conductă. De ce să spunem schimbare de conductă? Pentru că acea conductă trebuie să aducă tot gazul, dar în momentul în care, după 10-20 de ani, se epuizează resursele din acele pungi din Marea Neagră de gaze, atunci conducta trebuie să fie funcțională. Vin vapoare cu gaz pe care l-au înmagazinat și dau drumul pe conductă. Se punea problema la un moment dat că s-ar putea să fie o ramură și de la Constanța, având în vedere că noi stăm mult mai bine din punct de vedere al amenajărilor, dacă vreți, portoare, decât Constanța. Rafineria Petromidia este la Constanța, adică se pot face multe lucruri și pe România. A intervenit între timp Ungaria din punct de vedere politic. Știm relația lor cu fosta Uniunea Sovietică, cu Rusia. În momentul în care se face această conductă, există o alternativă la conducta gazului de la societatea de gaz rusească, Gazprom-ul. Și s-au închidecat puțin. Atunci Uniunea Europeană a spus clar, domnule, dacă nu faceți această conductă, vă luăm banii. Mai a intervenit, dacă vreți, și personalitatea românească. Băi, omule, dacă sunt din platforma continentală a Mării Negre, dăm și mie gaz. Aici ne jucăm puțin cu legea ușorului și cu punctele. Sunt anumite puncte în conductă unde se fac deviații. Alte conducte mai mici care aduc gazul și către alte direcții.
Declarația vicepremierului Viorel Ștefan este o declarație bună, dar o declarație pur politică, în care se spune, se bate, dacă vreți, cu clopoțelul către Uniunea Europeană, se spune, uite, nu stăm degeaba, noi încercăm să o facem. Că Uniunea Europeană spune așa, domnule, dacă nu faceți nimic, apoi vă iau banii. Mă duc și reorientez banii în altă parte. Și noi încercăm prima dată cu declarații, până când se face licitația, cine face, cine construiește conducta. Sunt la fel jocuri politice, dacă vreți, o agendă diplomatică pe care România încearcă să-și o rezolve în condiții cât mai bune. Haideți să ne întoarcem în plan Gălățean aici. Domnul primar Ionuț Puchianu a vorbit pe o rețea de socializare despre faptul că vor fi 20 de puncte termice reamenajate pentru a deveni microcentrale de cartier în Țiglina 1, Țiglina 2, Țiglina 3, în Port, în Mazepa 1, în Micro 13, în Micro 40, în Micro 39. Pentru cât timp vor funcționa aceste foste puncte termice ca microcentrale de cartier? Vor fi doar pentru un an? Vor fi pentru mult timp de acum înainte? Este un subiect pe care l-am discutat și cu fostul primar, cu Marius Stan și cu Ionuț Puchianu. Felicitări pentru ceea ce a făcut, pentru că noi aveam acele construcții. În Țiglina 1, în piața din Țiglina 1, vă spun pentru că eu în zona aia am copilărit pe Saturn. Exista o centrală. În Mazepa exista centrală. Așa se spunea, da, centrală. Da, la centrala termică. E foarte bine, avem clădirea, clădirile sunt bune toate și atunci venim cu investiții, am înțeles că sunt bani europeni aici și este foarte bine, aici fac o paranteză, oameni buni, trebuie să tragem de bani ăștia europeni cât i avem. Nimeni nu spune că nu vă dau, toată lumea spune făm proiecte bune și atunci punem osul la treabă, toată lumea, scuzați-mi expresia, dar trebuie să ne apucăm de treabă și să folosim aceste proiecte. Eu, nu știu, mănânc de sub unghie când văd la București că alte județe iau mai mult decât Galați. Există o corespondență totală, aproape zilnică între mine, președintele Consiliului Județean și primar, prin care încerc să țin la curent atât cât pot, când mai aflu câte o noutate la București. Băi, vezi că au venit bani pe fondul ăsta, au venit bani pe fondul ăsta, hai să le accesăm, hai să le dăm drumul, veniți la București. Punctul foarte este că înțelegerea între mine și cei doi, primarul și președintele Consiliului Județean, este foarte bună. Colaborăm foarte bine. Să facem și proiecte bune și să și primarul, pentru a-i merge bine orașului și județului, că la urma urmei suntem gălățeni toți, primarul a făcut un lucru foarte bun, iar ca răspuns final, centrale vor, sigur că când faci o investiție, o faci pentru mult mai mulți ani, nu pentru un an sau doi ani. Nu știu de unde aveți știrea asta că s-ar putea să meargă numai un an. Nu există așa ceva. Nu, domnule, centrale, microcentrale se fac pentru a eficientiza, în primul rând, calitatea agentului pe care îl dai către populație. Și dacă se poate și mai ieftin, și mai bine. Și continuă și acordarea ajutorului de 3.000 de lei dat de către primărie pentru cei care vor să se debranșeze de la sistemul centralizat de încălzire. Da, este foarte bine. Aici primăria arată o deschidere totală. Poate că eu, dacă aș fi făcut microcentrale, nu mai încurajam debranșarea, pentru că dacă o fac, vreau să se folosească de investiția pe care o fac eu cât mai mulți. Faptul că primăria spune dacă vreți așa, dacă nu așa, vă ajutăm cu 3.000 de lei, parcă pentru așa, pentru centrale, arată o deschidere care, din punctul meu de vedere, este de foarte bun augur pentru toți cetățenii Galațiului. Ai ocazia să alegi ce te interesează, calitate și preț bun, calitate și preț mai ridicat. Deci nu, toate inițiativele astea ale primăriei sunt bune. Din păcate am înțeles că nu foarte mulți cetățenii Galațiului au accesat acești bani. Până la peste 1.000 de cereri au fost. Și credeți că e mult la nivelul Galațiului? E mult. Aștept în continuare cu multă curiozitate să vedem ce se va întâmpla în cadrul coaliției, mai întâi vis-a-vis de problema suspendării președintelui Iohannis, iar săptămâna viitoare, în mod sigur, va fi unul dintre subiectele pe care le vom dezbate. Și vă mulțumesc pentru că emisiunea de astăzi s-a încheiat, timpul s-a epuizat. Domnule Păslaru, vă aștept să continuăm toate dialogurile noastre. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!